Iubiți frați și surori, sărbătoarea aceasta a Crăciunului în America ne-a dus o nouă dimensiune. În România, dacă țineți bine minte, dacă n-ați uitat, era doar de Crăciun, Crăciunul. Aici avem o lună de zile, toată luna decembrie, de la Thanksgiving încoace, sărbătorim. Și este un lucru extraordinar. Mulțumim tinerilor noștri, corului, fanfarei, toți cei care au lăudat pe Domnul în această seară cu colindele de Crăciun. Este un lucru absolut extraordinar. În satul nostru, fanfara din biserică se aduna la rugă, așa se numea un centru al satului, un fel de movilă pe care cândva a fost un. O cruce unde se adunau oamenii să se roage. Acum era înconjurată de copaci și oamenii au construit niște bănci, roată după copaci aceia. Acolo venea fanfara din sat noaptea, la 12, în noaptea de Crăciun, și cântau câteva ore bune toate colindele de Crăciun. Amintirile acestea ne-au rămas fiecăruia dintre noi. Crăciunul a adus speranțe lumii întregi, vestea bună care a pornit dintr-un sat neînsemnat din Iudeia, din Betleem, a ajuns până la noi, până la marginile pământului. Ne pregătim și noi de sărbătoare și în seara aceasta aș vrea să vă sugerez câteva idei foarte practice cum să ne pregătim de Crăciun. Mulțumesc Domnului pentru una din urorile noastre că ne-a trimis un mic ajutor de Crăciun, ne-a trimis niște femei să ne ajute la curățenie. A fost un cadou de Crăciun neașteptat din partea ei și mulțumim Domnului pentru asemenea noră care o avem. Dar fiecare dintre noi ne curățem casele de Crăciun, nu-i așa? Ne pregătim de sărbătoare, ne împodobim casele, Mulți ați agățat lumini colorate la streșina caselor. Acum, de la un timp, nu mi-asum asemenea riscuri să urc prea sus, dar văd că unii dintre vecinii mei muncesc de, de zor să-și împodovească casele. Desigur, noi, românii, avem rețetele noastre pregătite de Crăciun, nu? Dacă nu tăiem porcul, îl cumpărăm sau vorbim cu cei care știu să-l taie și să ne pregătească ceva de Crăciun. Sărbătorim, într-un fel sau altul, fiecare, fiecare dintre noi. Ne pregătim. În copilărie primeam haine frumoase și noi de Crăciun. Când era cel mai rău, probabil niște bocanci sau niște cizme de cauciuc. Primeam de Crăciun, dar era ceva nou de Crăciun de fiecare dată. Crăciunul este un prilej să ne renoim o serie de virtuți creștine. Se spune că, pe măsură ce se apropia Crăciunul, mama a început să devină din ce în ce mai deranjată de cei trei copii care nu vorbeau decât de cadourile de Crăciun care o să le primească. Așa că, S-a gândit ea să le dea o lecție biblică, să aibă cu ei o lecție din scriptură și le-a povestit din scriptură că sărbătoarea aceasta nu este numai să primești cadou, ci să și dai. De fapt, Dumnezeu a dat, a dat pe singurul lui fiu și că este mai bine să dai decât să primești. Copiii au fost foarte mișcați de lecția asta și. În urma acestei le lecții de teologie, au hotărât uh, foarte îngrijorați că trebuie să discute problema. S-au adunat într-o mică ședință lor, s-au consultat cu toții și uh, au luat măsurile de rigoare. S-au dus înapoi la mama și au spus, mami, ne-am gândit foarte mult la ceea ce ne-ai spus tu, că e mai bine să dai decât să primești, mai ales de Crăciun. Nu vrem să te simți deloc lăsată pe din afară. Așa că am decis să te lăsăm pe tine, să cumperi toate cadourile de Crăciun și să nu mai așteptăm nimica de la Moș Crăciun. <laughs> Uneori lecțiile teologice se înțeleg foarte diferit. Mie mi-a trebuit câțiva ani până m-am prins că de fapt Moș Crăciun era tata. L-am prins după cismele lui pe care de multe ori mă punea să le curăț eu. Dar sărbătoarea aceasta este întotdeauna legată de pregătiri și țineți minte cu toții rețetele de cozonaci, plutea așa un miros extraordinar peste tot satul de Crăciun, v-aș provoca în această seară la niște pregătiri de Crăciun, dar de data asta să începem să ne pregătim cu niște virtuți de care avem foarte mare nevoie. În primul rând, aș vrea Crăciunul de anul acesta să fie un prilej să ne renoim cu toții umilința noastră creștină. Dacă a fost vreun moment în istorie când însuși Dumnezeu, din toată gloria sa cerească, s-a umilit, a fost ziua aceasta de Crăciun. Dumnezeu a devenit asemenea nouă. A intrat în propria lui creație. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de opotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut. Ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2, versetele 6 la 8. Este ziua când Dumnezeu s-a umilit, este ziua umilinței lui Dumnezeu. S-a întrupat asemenea nouă printr-o fecioară, printr-o fecioară săracă, dintr-un sat sărac din Iudeia. S-a născut în într-un grajd. Spun unii scriitori că, de fapt, au fost mai multe animale martore la nașterea lui decât oameni. A venit așa, neștiut, neanunțat, într-un fel. Au auzit doar niște ciobani care n-au dormit în noaptea aceea și au venit să vadă și s-au închinat înaintea lui. Balamalele Universului, spunea cineva, au trecut prin ușa unui graj din Betleem în momentele acelea. Ușa spre Dumnezeu era la un grajd din Betleem. Ciobani, magi, cu toții s-au închinat în fața lui, în fața celui care s-a făcut asemenea nouă. De Crăciun, când... Populența societății în care noi trăim, o lume care ne-a despărțit de omul sărac și lipsit, face ca și religia noastră să împămute ceva din valențele prosperității în care noi trăim. Cineva a spus că religia fără umilință este la fel de periculoasă ca și necredința. Uitați-vă la preoții de la Ierusalim. Știu totul, știu foarte multe unde se naște Mesia, au, au detalii în scriptură. Dar s-au depărtat așa de mult de credința aia adevărată, tocmai prin aroganță, prin mândrie. Dacă religia noastră are nevoie de ceva în aceste zile, a nașterii Mântuitorului într-o iesle, are tocmai nevoie de umilință. Să ne umilim în fața ieslei sale, să ne împodobim cu virtutea aceasta care devine tot mai rară în creștinismul contemporan. Ne lăudăm cu așa multe lucruri, dar în fața ieslei sale, să știți că este loc pentru toată lumea, de la ciobani până la savanți. Nu este loc acolo pentru omul mândru, ăla nu vine. Vândem de Crăciunul acesta să, re, să renoim această virtute creștină de care avem așa mare nevoie, în al doilea rând, la Crăciunul acesta v-aș invita să ne reînoim credința în Domnul nostru Isus Hristos. Credința este a avea încredere într-un Dumnezeu pe care nu-l vedem. Știți de ce o istorie întreagă Israelul și nu numai Israelul a fost ispitit cu idolatrie, să creeze un idol pe care să-l vadă. Pentru că de prea mulți ani s-au închinat în fața unui Dumnezeu pe care nu-l vedeau. Ei bine, de la Crăciun încoace, Dumnezeu a luat chip ca să-l putem vedea. A venit la noi ca să-l putem vedea. A devenit vizibil, invizibilul. S-a întrupat Dumnezeul Atotputernic, nevăzutul Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că păstorii au văzut și au crezut. Magii, la fel, au văzut și au crezut. Haideți la Crăciunul acesta să ne reînnoim credința. Spune Galaten 3 cu 22, dar credința a închis totul sub păcat. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos, în El, în Dumnezeul care a venit la noi ca un copil în Iestea Betleemului. Să venim la eslea lui și să ne redobândim credința, să ne reînflăcărăm credința noastră în el și să plecăm schimbați, așa cum au plecat toți cei care l-au întâlnit. În al treilea rând, la Crăciunul acesta v-aș invita să ne reînoim închinarea noastră înaintea lui, înaintea Domnului. Când este vorba de închinare, lumea contemporană trăiește într-o mare confuzie. Unii înțelegem prin închinare muzică, unii înțelegem complet altceva, dar închinarea noastră ar trebui să fie o consumare voită a dragostei față de Dumnezeu, față de Domnul nostru Isus Hristos. Un scritor pe care îl iubesc foarte mult, Harry Nowen, a spus că orice moment al vieții noastre este o alegere, o ocazie de resentimente, mânie sau ocazia unei bucurii și a dragostei și a speranței. Cum vom răspunde? Cu pumnii strânși sau cu brațele deschise ridicate în uimire și adorare? Ne uităm la ceea ce ni s-a dat, la pruncul care ni s-a dat, la eslea Lui, haide să venim, să ne închinăm și să-L adorăm pe Domnul, să ne închinăm înaintea Domnului. Și nu contează cum o facem, cum exprimăm, pentru că toate neamurile Pământului își exprimă sentimentele față de Dumnezeu în modul lor specific a fiecăruia. Haideți să o facem și noi românii care suntem destul de zgârciți cu sentimentele noastre și cu manifestările noastre. Mă gândesc de multe ori la magia aceea care spune Sfânta Scriptură că au plecat de la întâlnirea cu pruncul nemai putând de bucurie. Cum se manifeste oare un savant că nu mai poate de bucurie, când bucuria scapă de sub control? Cine știe cum or fi chiuind și cum or fi dansând oamenii aceia atât de sobri până atunci, nu-i așa? Acum nu ne mirăm că au plecat plin de bucurie ciobanii, nu? Aștia știau să se bucure probabil mai mult decât savanții. Dar în fața Mântuitorului, dacă te închin cu adevărat înaintea Lui, vei pleca plin de bucurie. Și mă rog ca la sărbătoarea aceasta să plecăm acasă de la biserică plin de bucurie, că ne-am întâlnit cu Domnul am avut o întâlnire personală cu el. Mă rog Crăciunul acesta să fie un prilej să ne renoim spiritul de sacrificiu. Vândem fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, spunea Apostolul Pavel în Roman 12 cu 1. Tendința veacului nostru este să practicăm o închinare fără sacrificii. De fapt, toate lucrurile parcă le facem tot pe dos, nu? Închinarea devine fără jerfă, știința fără moralitate, comerțul fără integritate, politica fără principii. Trăim într-o lume care le întoarce toate lucrurile pe dos. Dar spiritul de sacrificiu este atât de evident de Crăciun. Ca orice fată din popor, Maria și-a dorit să-și formeze și ea o familie și orice fată dorește să-și formeze o familie. Și-a primit vestea de la înger că planurile s-au schimbat. Și Iosif și-a dorit o familie și s-a trezit cu o logodnică însărcinată și voia să o lase pe ascuns, spune Sfânta Scriptură. Când te întâlnești cu Dumnezeu, viața nu uh, devine ușoară. Uh, ți se cer sacrificii și uneori sacrificii foarte mari. Maria a renunțat la visele sale, precum a renunțat și Iosif. Și a, au investit în visele lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Legea dă a zecea parte, spunea cântarea, nu? Dragostea. Le dă, le dă pe toate. Ar trebui să ne gândim la Crăciunul, acela, la, la Crăciunul acesta, la oameni care nu sunt așa bine binecuvântați de, ca și noi. Dă telefonul ăla pe care nu le-ai dat așa de mult. Astăzi există atâtea mișloace prin care poți să trimiți 100 de dolari cuiva sau chiar mai mult dacă îți dă mână. Ajutăm pe cineva sărac. Reînvie spiritul acesta de sacrificiu de Crăciun iubește cu fapta, nu numai cu vorba, pentru că Crăciunul este actul jerfei divine. Dumnezeu a renunțat la cer, Hristos a renunțat la cer și a venit la noi. Crăciunul este actul unei închinări costisitoare. Fă să te coste jerfa pe care o duci înaintea Domnului. Ca David care a spus, nu vreau să aduc lui Dumnezeu o jertfă care să nu mă coste. Să redescoperim acest spirit de sacrificiu de care avem așa mare nevoie în aceste zile. Apoi, mă rog ca acest Crăciun, sărbătoarea aceasta, să fie un prilej să ne renoim Sfințenia. Că ce este scris, fiți sfinți, că eu sunt sfânt, spune 1 Petru 1 cu 16. În iesle nu este decât un bebelaș, nu? Nu, este un Dumnezeu sfânt. El este Dumnezeu sfânt încă din iesle. Înaintea sa nu putem veni oricum. Înaintea sa nu putem veni cu orice atitudine. Înaintea unui Dumnezeu sfânt trebuie să venim cu sfințenie. O viață de renunțări la plăcerile acestei lumi se potrivește foarte bine cu închinarea. Celui care a renunțat la cer pentru a veni la noi, la iestrele lui cea Sfântă ar trebui să ne sfințim mai mult, să fim mai sfinți, să fim mai curați, mai dedicați cerului, mai dedicați binelui, mai dedicați celor Sfinte, să ne renoim jurămintele de Sfințenie pe care le-am făcut. Ar trebui să renunțăm la câte ceva, nu e așa? Și e așa de greu este renunța să la ceva. Am avut un prieten care, în loc să taie din porția de mâncare, a hotărât să taie din stomac. Mai repede apelăm la metode de genul ăsta decât să avem curajul să tăiem din porția de mâncare, nu? Să nu mai vorbesc de celelalte lucruri care încep să pună stăpânire tot mai mult pe noi, nu? Încep să fiu foarte îngrijorat personal când îmi spune telefonul în fiecare duminică câte ori am pierdut pe el, nu? Nu știu ce să fac, să-i spun să tacă sau eu știu, ori să... Că, e mai ușor să faci cumva să tacă ăla decât să faci tu ceva, nu? Să nu te mai uiți așa mult la el. Dar începem să fim dominați de lucruri la care renunțăm foarte greu. Știți ce este sfințenia? Să renunț la o serie de lucruri. Și să dedici timpul acela și energia aceea lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu. La cel care a renunțat la cer și a venit într-o esle, este ocazia să învățăm să renunțăm și noi la câteva lucruri de dragul lui. Apoi ar trebui să ne renoim de Crăciunul acesta dragostea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu să vină să se nască într-o ieslă din Betleem. Ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă veșnică. Probabil nu așa scrie versetul, dar de fapt asta este realitatea. Dragostea lui Dumnezeu este demonstrată plenar la Crăciun, prin faptul că El a dat, a venit, s-a făcut asemenea nouă. La Iaslea sa nu ne putem bă, duce decât iubind. În fața dragostei nu putem pleca decât cu dragoste. O dragoste mereu proaspătă. Și la Crăciunul acesta începe cu cei de aproape de lângă tine. Iubește pe soția ta cum n-ai iubit-o de multă vreme. Fii bun cu ea. Cumpăre un cadou frumos de Crăciun. A oferă-te că să curăți tu cartofii ăștia de Crăciun, ok? Fă tu sarmalele dacă trebuie, fă curățenie, ajută de Crăciun. Ar fi teribil să stai la televizorul acela cu remote în mână și ea să fugă săraca din cămară, în bucătărie, în peste tot, nu mai știe ce să facă, nu? Ai grijă de copii. Iubește-ți copiii altfel decât i-ai iubit până acum. Iubește pe fraze în biserică altfel decât i-a iubit până acum. Ok? Dar nu credeți că ar trebui să lucrăm un pic la dragostea creștină care se răcește? La mulți dintre noi a ajuns ca David la bătrânețe, nu se mai poate încălzi. Nu? Ar trebui să facem ceva, să reîncălzim dragostea creștină, să o redescoperim, să o renoim de Crăciun. Apoi Crăciunul în final este un prilej extraordinar să, rene, să renoim speranța, nădejdea. Să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte, pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru a templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, spune evrei, capitolul 6, 18 la 20. Isus este speranța lumii întregi. Speranța noastră pornește de la Ieslea, în care el s-a născut. Dacă vă uitați la televizor să căpătați ceva speranță anul ăsta, sunt puține speranțe, ascultați-mă. Dronele rusești cad tot mai des pe teritoriul României. Rușii spun că dacă avioanele F-16 vor zbura de pe teritoriul României, România este o țară aflată în război cu Rusia și să simt uh, liberi să lovească uh, țara noastră. Uh, parcă niciodată n a fost așa aproape de un război în țara de unde noi am venit. Israelul este într-o situație de nedescris. Lumea fierbe în jurul... Uh, Ierusalimului care a devenit un potir de mânie, așa cum spunea unul dintre profeții Vechiului Testament, pentru lumea întreagă. Aproape nu-ți vine să crezi universitățile americane, care ar trebui să fie pline de oameni deștepți, nu? Că dacă nici la universități nu sunt oameni deștepți, te apucă spaima să vezi că, de fapt, sunt, de fapt, niște oameni îndoctrinați, plini de ură împotriva poporului ales în care s-a născut Mântuitorul. Hristos este evreu, iubiți pro-palestinieni. Îmi pare rău să vă spun, el este evreu. S-a născut în națiunea asta. Și, by the way, când va veni pe norii cerului, va veni tot la Ierusalim, spune Sfânta Scriptură. Mai revedeți teologia și schimbați-vă sentimentele. Dar este absolut greu să mai capeți ceva speranțe în lumea în care noi trăim, care se pare că este pe, o, pe un butoi de pulbere. O revistă științifică ce se ocupă de energia nucleară uh, și mă gândesc să pun lucrurile astea, să vi le predic de anul nou, uh, au un ceas special, ceasul atomic al lumii și ne spun câte minute mai avem până la miezul nopții. În fiecare an mută câteva secunde mai aproape. Uh, Ceasul de miezul nopții, miezul nopții nucleare. Este greu să mai ai speranță într-o asemenea lume. Speranța nu se naște din televiziune, nu se naște din canalele de știri, nu se naște din politicienii care făgăduiesc ba una, ba alta. Speranța se naște în ieslea Betleemului. Și vă îndemn la Crăciunul acesta să ne îndreptăm atenția și să ne renoim speranța privind acolo. Vreau să închei predica mea din această seară cu un lucru mai ciudat. Probabil l-ați mai auzit, dar călugării franciscani, cei care au pornit pe urmele Sfântului Francis, Francis de Assisi a hotărât să facă un legământ cu sărăcia pentru restul vieții sale și a hotărât să ajute pe săraci, pe oamenii necăjiți din această lume. Ideea, ideile lui au prins așa de tare rădăcină că s-a creat un ordin călugăresc franciscan. În toate mănăstirile lor există această benedicție franciscană, rugăciunea franciscană. Și am să vă citesc în această seară, suntem în săptămâna Crăciunului, pentru că ea este absolut șocantă. Zice așa, Dumnezeu să te binecuvânteze cu lipsă de confort la răspunsurile simple, la jumătățile de adevăruri și la relațiile superficiale, ca să poți trăi din tot adâncul inimitale. tale. Dumnezeu să te binecuvânteze cu mânie împotriva injustiției, opresiunii, exploatării oamenilor, ca să poți lucra pentru dreptate, libertate și pace. Dumnezeu să te binecuvânteze cu lacrimi pe care să le vergi pentru cei care sufere durerea, respingerea, foamea și războiul, ca să-ți întinzi mâna și să mângâi schimbând durerea lor în bucurie. Dumnezeu să te binecuvânteze cu suficiente naivitate să crezi că tu vei face o diferență în lume. Să faci ceea ce alții spun că nu se poate face. Să aduci dreptate și bunătate în viața tuturor copiilor și săracilor. Amin.